Nu există cuvântul ăsta slăbit sănătos. Slăbitul e prin definiție nesănătos, dezechilibrat, frustrant. Nu avem niciun mecanism de slăbit natural, deci a slăbi sănătos nu există. Mai degrabă slăbim și apoi menținem greutatea și asta e sănătos. Secrete despre alimentație, cât de slăbit nu prea e. Eu nu îndemn la război cu mâncarea și la liste neplăcute și frustrante. Mesajul meu este să facem pace cu mâncarea și să nu o mai folosim împotriva noastră. Așa avem noi senzația că a fi mai slab înseamnă a fi mai valoros. Din păcate, valoarea se cântărește astăzi cu cântarul, iată. Ei, la capitolul 5 ani, eu cred că măcar se uită la poze și îi place că e colorată. Mai degrabă aici sunt revelațiile, încă oamenii se miră că, eu știu, fasolea nu este legumă. Tristă tare. Oh, este ca o mâncare bună.